cu toții funcționăm ca niște lifturi pentru cei din jur. Ori îi ducem în sus, ori îi ducem în jos. Salut, numele meu este Sorin Timofticiuc și dacă tot ne aflăm în parculețul copiilor, m-am gândit să spun două povestioare astăzi. Povestioare care au legătură cu prietenii, cu anturajul. Prima povestioare. Într-o pădure mergeau trei iepurași. Deodată unul dintre ei cade într-o groapă. Cei doi iepuri care au rămas pe margine au început să strige la acesta. Iepurașule, acolo ai să rămâi, acolo ai să rămâi. Nu te mai chinui să ieși din groapă, fiindcă acolo ai să rămâi. Iepurașul nostru se chinuia, încerca să iasă la suprafață, dar ceilalți doi strigau în continuu la el. Nu te mai chinui degeaba, acolo ai să rămâi, acolo ai să rămâi. Într-un târziu, după ce s-a chinuit o perioadă de timp, iepurașul nostru a reușit să iasă la suprafață. Atunci ceilalți doi iepuri, uimiți, l-au întrebat. Iepurașule, ai reușit? Cum ai făcut de ai reușit să ieși la suprafață? Iepurașul nostru, vă mulțumesc vouă pentru încurajări. Fără voi nu aș fi reușit. Iepurașul nostru era surd și a perceput descurajările și agitația celor doi iepuri de pe margine drept încurajări. Bănuiesc că ai avut o problemă când prietenii, în loc să te susțină, te descurajau. Spuneau același lucru. Nu ai să reușești, nu te mai chinui degeaba. Fii surd la descurajările celorlalți. Când oamenii nu pot să facă un lucru, vor spune și despre tine același lucru, că nu ai să reușești. Nu uita, ei nu pot că lucrul respectiv. Tu merită să încerci. Și cea de-a doua povestioară. Dacă pui într-un coș un singur crab, vei avea nevoie și de capac, fiindcă crabul va încerca în permanență să iasă din coș, iar în cele din urmă va reuși. Dar dacă în coșul respectiv pui mai mulți crabi, nu vei avea nevoie de capac, fiindcă crabii, prin mișcările involuntare pe care le fac, se tragă unii pe alții, nereușind astfel să iasă din coș niciunul. Și oamenii din aceeași categorie socială, intelectuală, au tendința în a împiedica pe ceilalți de lângă ei să-și depășească condiția. Deci dacă te afli într-un anturaj care nu-ți convine, ieși cât mai repede, ieși cât mai poți din acel anturaj. Istoria abundă cu exemple de oameni care au intrat în medii, care le-au stimulat inteligența, creativitatea, și-au dus viața la alt nivel. Deci, în final, reține cele două lucruri. Când te afli într-un loc care nu-ți convine, ieși cât mai repede, ieși cât mai poți și fii surd la descurajările celorlalți. Și nu uita că ești media celor cinci prieteni cu care vorbești cel mai des. Ceea ce se aseamănă, se adună. Să ai o zi bună!